Bună seara, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta în această seară despre starea generală a lucrurilor din România, țara dragă, țara pe care o îndrăgim, o iubim și în care, de bine de rău, încercăm să ne ducem zilele, la aproape 30 de ani de la Revoluția din 22 decembrie 1989, 30 de ani în care personal nu regăsesc foarte mult plus spirit civic la națiunea română. Vom vedea de ce s-a ajuns aici, ce putem face pentru ceea ce înseamnă ziua de mâine, pentru România și pentru ideea de romanitate. Avem deosebită plăcere în această seară de a discuta cu trei oameni care au văzut foarte multe la viața dumnealor, și bune și rele. Oameni care, prin filtrul rațiunii personale, realizează ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu națiunea română. Așadar, doamnelor, domnilor, invitații din această seară sunt domnul Cătălin Ivan, președintele ADN. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. În egală măsură, unul dintre autenticii fii ai Gorjului, domnul Ion Răducanu, președintele executiv al ADN. Stimate domn, bună seara și bine ați venit. Bună seara și vă mulțumesc. Și liderul județean la nivel de partid de ADN, Alternativa pentru Identitate Națională, domnul Nicolae Ivăniș. Stimate domn, bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Iată-ne peste câteva zile la fix 30 de ani de la mascarada, este o părere personală, de eveniment din 22 decembrie 1989. Știm așa, ipotetic, ce s-a întâmplat. Probabil prea curând nu vom afla, pentru că principalii actori încă sunt în viață și nu există interes. Avem foarte multe tare, foarte multe defecte, foarte multe situații ciudate în România. Cum s-a ajuns aici? În ideea în care, firesc, după o răsturnare de regim, precum cel până în 1989, firesc era, spun, să ne trezim, dar iată că săracul domnul Silviu Brucan s-a înșelat când a spus că ne va lua 20-25 de ani să realizăm ce înseamnă civism. Au trecut 30 și noi încă nu mergem la vot, pentru că, vorba aia, n-avem ce vota din 14 candidați la primul tur de alegeri prezidențiale. Noi încă nu realizăm că prin votul nostru putem schimba ceva. Ce s-a întâmplat cu națiunea română, cândva o națiune demnă? Mi-e greu să cred că a murit această demnitate națională, acest spirit care în istorie ne-a făcut puternici. Unde suntem în final de 2019? Eu cred că este un moment bun de bilanț. Faptul că au trecut 30 de ani de la Revoluție ne obligă să ne uităm în urmă și să vedem ce s-a ales din speranțele noastre ale tuturor de atunci. Eu m-am născut pe 23 decembrie, deci ziua mea a picat în timpul Revoluției. Tatăl meu, fiind militar de carieră, a fost și a păzit podul de la Cernavodă, fiind la Marina Militară, era comandant de unitate. Prin urmare, am trăit în Brăila momentele Revoluției, acolo chiar s-a tras la Revoluție. Chiar a fost Revoluție în adevărat sens al cuvântului. Au fost morți, au fost victime. Nu știm încă cine a tras, cine pe cine a omorât, dar au fost victime. Eram mic, speranțe foarte multe nu puneam, pentru că nu știam ce vine și ce pleacă. Am avut o copilărie frumoasă, trebuie să recunosc, în fața blocului, cu scară, vremurile acelea boieme, da. Da, da, da. Dar totuși, uitându-ne în urmă, putem să analizăm acum la rece și să vedem că astăzi, după 30 de ani de la Revoluție, avem o clasă politică extrem de bogată și o populație foarte săracă. Suntem membri în Uniunea Europeană, suntem membri cu drepturi depline, dar nu ne este deloc mai bine. Ne pleacă tinerii, jumătate din forța activă a țării nu mai este în țară. Se nasc mai mulți copii în familii de români în afara țării decât în România. Populația a scăzut dramatic. Astăzi ne uităm și vedem cum acest popor se stinge. Până la sfârșitul acestui secol, spun statisticienii, nu noi, politicienii, că nu vom mai exista ca popor. Faptul că nu se mai nasc copii, faptul că tinerii pleacă încă din școala generală, liceu, pleacă să studieze afară, părinții îi pregătesc să plece, nu să rămână în țară, să-și facă o carieră în România, arată foarte clar că ne-am pierdut busola ca popor.
că resursele acestei țări nu ne mai aparțin, că economia acestei țări nu ne mai aparține, infrastructura economică nu mai este a noastră, că toate deciziile care se iau în această țară se iau cu comandă de afară. Uitați-vă la toți politicienii acestei țări, toți liderii partidelor politice de pe scena politică, mă refer la partidele parlamentare, toate au comandă în afară. Fiecare și-a căutat un tătuc, fie în Franța, fie în Germania, fie în alte țări, se duc și iau teme de acolo și vin și ne spun nouă ce vor germanii, ce vor francezii, ce vor alții să facem noi ca să le fie lor bine, nu nouă. Companii care au venit și au investit în România de 30 de ani sunt pe pierderi. Toate companiile străine care au investit în România declară pierderi, nu profit. Banca Națională a României spune că s-au investit 70 de miliarde în România, ceea ce ar fi putut fi o veste bună. Vestea proastă este că din cele 70 de miliarde, 20 de miliarde și-au luat ei bani înapoi, profit, dividende, și restul au declarat pierderi. Deci, cei care se uită la emisiune trebuie să înțeleagă că străinii vin în România ca să ne ajute pe noi, nu să facă profit. Ei săraci vin în România și sunt toți pe pierderi. Toate marile companii din România sunt pe pierderi. Toată greutatea susținerii bugetului național e pe amărâții noștri care se chinuie de bine de rău să mai încropească o afacere. 80% din banii care ajung la bugetul de stat sunt din capital autohton. Dar mare parte a profitului se duce la companiile străine. Dacă ar fi să tragem linie, eu cred că e momentul oportun, e ceasul al 12-lea, ca românii să facă o analiză reală, să înțeleagă că ceea ce se întâmplă astăzi în România nu este un dat, un făcut pe care nu poți să-l schimbi. Așa ne e soarta. Eu sunt convins că soarta ne este în propriile mâini. Dacă tăcem, dacă nu ne implicăm, dacă nu luăm atitudine, suntem complici. Dacă îi lăsăm doar pe ei să conducă, doar pe ei să ia deciziile, văzându-i cât de corupți sunt, văzându-i cât de vânduți sunt celor de afară, nu înseamnă că nu, nefiind în cârdășie cu ei, suntem mai buni. Suntem la fel de răi pentru că suntem complici. Da, neimplicarea sau neimplicarea înseamnă complicitate. Și ne vor judeca foarte curând copiii noștri și nepoții noștri când această țară nu le va mai aparține. Eu cred că acest moment de bilanț e un moment important și ADN, Alternativa pentru Demnitate Națională, a apărut la momentul oportun. Domnule Brăducanu, ați văzut multe în acești 30 de ani. În egală măsură puteți foarte bine să raportați unele chestiuni și la ceea ce a fost până în 1989. Ce s-a întâmplat cu noi românii? Parcă avem momente în care efectiv nu mai raționăm. Adică, și vă dau un simplu exemplu fără să dăm nume. Știu cazuri concrete de primari aflați la al patrulea, al cincilea mandat, nu fac nimic pentru comunitățile respective, românii votează. Sunt cazuri de parlamentari în țara asta ce nu s-au remarcat prin nimic pentru județul, pentru zona, pentru respectivii oameni care i-au votat și totuși au al patrulea, cincilea mandat, al șaselea. Adică, nu știu, chiar în halul ăsta să ne fi pierdut orice urmă de rațiune, de bun simț civic până la urmă, încât să nu vedem ce votăm sau, nu știu, ne vindem pe un litru de ulei, pe jumătate de kilogram de zahăr, ne țin aceste lucruri de foame și de sete 5 ani de zile sau 4 ani de zile? Nu, domnule profesor, eu aș răspunde la o astfel de întrebare, de ce atunci era așa și acum e altfel, pornind de la o analiză geopolitică care s-ar putea să supere pe cineva sau pe altcineva. Noi suntem o țară aflată într-o poziție geopolitică extraordinară, care putea să fie și a fost de-a lungul timpului benefică pentru dezvoltarea acestei țări. Această poziție geopolitică, după așa zisa revoluție care a fost lovitură de stat, confirmată de ancheta făcută de procurorii militari și scris în raport că a fost lovitură de stat, ceea ce întoarce pe dos absolut tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, dacă cineva ar putea să confirme acest lucru, nimeni nu poate să spune cu certitudine ce a fost. Eu sunt gorjean,
am trăit primii ani aici, am făcut liceu aici, am plecat la facultate la București, m-am întors la Timișoara, m-am dus la Timișoara în 71 și de atunci sunt timișorean. Deci eu am văzut cum a pornit Revoluția, am văzut sau ce a fost, am văzut ce s-a întâmplat, am văzut cum armata a tras în oameni, am văzut cum niște indivizi veniți de nu știu unde, apăruți de nu știu unde, au spart vitrine, au dat foc ca să incite. Se incite și să pornească așa zisa Revoluție. Știu când a venit Stănculescu și cu Chițag la Timișoara. Deci știu, am fost martor. Acum să revin, de-aia v-am spus că sunt gorjean, ca să pot să cer publicului dumneavoastră să fie îngăduitor cu mine, să nu mă critique prea repede pentru ceea ce o să spun. Pentru că eu așa am fost obișnuit, am fost și în Parlamentul României, am spus și la televiziunile naționale același lucru. Pentru că am curajul să spun acest lucru. Noi dintr-o țară fără nicio datorie în 1989, fără niciun dolar datorie, cu 300 de miliarde creanțe neîncasate, de lei, 300 de miliarde de lei neîncasate, suntem astăzi o țară cu o datorie externă de peste 100 de miliarde de euro. De ce am ajuns în această situație? Poate unii ar zice că sunt adeptul teoriei conspirației. Nu sunt adeptul, sunt unul care a studiat, care a citit, care a căpătat aceste cunoștințe din pozițiile în care am fost, inclusiv în Parlamentul României, în Comisia de Apărare, când toate structurile erau dependente de Comisia de Apărare, s-a creat din cauza politicii universale. În politica universală astăzi sunt trei curente. Este curentul globalist, care a nenorocit lumea, care este practic neomarxismul din zilele noastre, care se mai cheamă și progresist, se mai cheamă în feluri. Al doilea este curentul neoliberal, al liberalismului exacerbat, care a dovedit că toate valorile capitalismului au o limită și au ajuns la limita respectivă. Și este curentul suveranist. Ce a făcut acest curent globalist, condus de marile puteri, în special de America? Ce au urmărit ei? Au urmărit ca puterea celor 1% sau 2% din populația lumii, care stăpânește 90% din bogățiile planetei, să, nemai fiind alt sistem socialist, cum a fost sistemul socialist, fiind numai sistemul capitalist, că restul sunt nesemnificative, cele două, trei țări mici, care mai zic că sunt Corea de Nord, cum e, nu știu cine, care zic că sunt, eu știu, pe sistem socialist, au urmărit să dezbine și să conducă. Au urmărit să reducă la tăcere toate țările și tot ceea ce, toate locurile care erau interesante pentru ei. Și atunci au profitat de apariția unor indivizi după Revoluție care n-au făcut nimic la viața lor și au văzut că e o șansă mare de câștig, i-au luat ca și cos de topor, i-au folosit și au dus țara la statutul de colonie. Astăzi suntem o colonie. De ce suntem o colonie? Pentru că întrunim cele trei criterii stabilite de știința asta a politicii. 1. Înstrăinarea resurselor naturale. 2. Vânzarea distribuției energiei electrice. Energiei, nu electrice, da. Energiei totale. De orice fel. Și vânzarea sistemului bancar. Când ai înstrăinat aceste trei ramuri importante, ești colonie, ai statut de colonie. Am închis mii și mii de fabrici și uzine, am lăsat pe drumuri 5,8 milioane de oameni, da? Atâtea locuri de muncă s-au pierdut, 3,54 au plecat afară, au plecat să trăiască, că nu puteau, n-aveau, de-aia au plecat, dacă nu mai erau locuri de muncă, de-aia au plecat. 1 milion și ceva diferența sau cât 2 milioane au rămas și au intrat în pensii, a crescut numărul de pensionari la 6 milioane, nu?
sau peste 6 milioane, iar alții au intrat în șomaj și au început să primească ajutor de șomaj. Nu? Toate cheltuielile răsfrângându-se asupra economiei. Ori în același timp, cei care au înțeles să treacă la economia capitalistă, micii antreprenori și antreprenorii care au avut capital sau au reușit prin sistemul bancar care nu era înstrăinat la momentul respectiv să facă o afacere, au devenit cei care susțin bugetul de stat, adică 5 milioane de oameni. Adică avem 5 milioane care lucrează sau 5 milioane 500 și avem 6 milioane de pensionari. Deja este un raport inegal. Deja raportul este... Și atunci ce am? Am cedat. Am cedat în sensul că noi n-am intrat în UE că am vrut noi și am plâns la poartă și ăia din cauza milei ne-au luat. Nu, au vrut să ne ia, pentru că sunt foarte importanți, suntem foarte importanți, suntem la granița Uniunii Europene, americanii au vrut să intrăm în NATO pentru că e un punct strategic pentru... suntem între ruși, între Orient și Occident, suntem într-o poziție strategică extraordinară. Îmi pare rău să spun despre țara mea, dar aceasta nu s-a putut produce decât prin trădare națională. Corect. Acești mizerabili de politicieni și de alții din alte structuri ale statului, nu toți, încă o dată repet, eu nu arunc vina asupra tuturor. Nu contează partidele, sunt din toate partidele. Clicocrația cleptocrată, adică clica hoților, da. Este transpartinică. O sintagmă transpartinică. Foarte interesantă pe care... Scuzați-mă că îi monopolizez discuția, de-aia când pornesc nu mă pot opri. O să vă mai spun și altele. Nicolae Ivăniș, este unul dintre oamenii ce n-au lăsat steagul jos, ce n-au aruncat mânușa. Foarte mulți oameni care făceau cândva presă și erau vectori de imagine au cam renunțat. N-ai renunțat la această, să spunem, poziție și cred că nimeni nu poate să spună că nu ești un bun român. Dovadă, iată, filonul de român existent acolo face ca astăzi să militezi, să fii parte integrantă a acestui interesant proiect politic, Alternativa pentru Demnitate Națională. Cum se văd cei 30 de ani de... spunea domnul Răducanu, de trădare națională pe alocuri, chiar în multe evenimente, de multă hoție, de multă mizerie. Cum se văd, le-am văzut. Și le-am văzut cu toții niște victime clare ale acestei false democrații în care am trăit și, din păcate, încă mai trăim. Corect. Problema mea este ce ne oferă perspectivele. Ne uităm în... actuala clasă politică, vedem numai aceleași fețe, aceleași personaje uzate, nonșalanța cu care continuă, fi foarte atent, că sublinia domnul Răducanu, vânzarea resurselor naturale și bagiocura pe care, până la urmă, amanetarea viitorului copiilor noștri. Eu am spus în repetate rânduri, am înțeles asta, mi-au sacrificat părinții, m-au sacrificat și pe mine, am acceptat perfect ce fac cu copilul meu. Niciodată nu o să renunț, că spuneai că sunt un tip perseverent, da, sunt un tip perseverent și dacă am... Chiar războinic pe alocuri. Pe alocuri, da, și cred că merită. Uneori vulcanic, agresiv, limbajul meu nu convine multora și nu mă deranjează, nici mie nu convin multe, să știi. Și totuși, tac și înghit, ca toți românii de altfel, fiindcă noi n-am fost decizionari în funcția noastră, dar... Cum să zic, cred că totul vine din interiorul nostru, e strict părerea mea. Trăirea care am avut-o eu până la urmă cu nervi, cu stres, cu pierderi financiare, m-au convins să continui, fiindcă nu găsești până la urmă să ajungi la o finalitate. Ce înseamnă asta? Să ai totuși o bază pe care, cum să zic, să-ți ofere posibilitatea de a spera măcar că tot ce ai făcut nu a fost în zadar. Ori, din poziția de simplu spectator din tribună, susținător, ce vrei tu, eu am susținut de-a lungul timpului și am avut încredere în foarte mulți factori politici pentru o perioadă foarte scurtă, e adevărat și asta, și am constatat că, de fapt, toți sunt o apă și un pământ. E, în momentul în care nu mai reușești să identifici un lider în România, ai o problemă. Iar urmărind așa foarte atent toți care au fost mai răsăriți, mai nelipsiți de integritate, și îl dau exemplu pe Cătălin Ivan, care era un model pentru mine din urmă cu 3-4 ani, nu visam să-l cunosc pe Cătălin. De aia a și rămas celebră vorba mea de acum vreo câteva luni de zile, când am zis bună ziua, ți-am dat belea încăpătat.
Deci mie îmi plăcea rău de tot, fiindcă omul avea eul lui. Asta lipsește românilor, să țin minte ce spun, și nu neapărat nouă cei din stradă sau pământenilor. Ne lipsește celor care sunt, până la urmă, factori decizionali. Nu au identitate. Chiar sunt niște trădători cu etichetă. Corect. Vom relua discuția după o scurtă pauză de publicitate. Nou în Târgu Jiu, City Bar and Josper Grill, o locație marca Ana. Te-am obișnuit de-a lungul anilor cu calitatea superioară. Menținem standardele ridicate și venim cu o locație nouă pentru clienții noștri. City Bar and Josper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 17. Te așteptăm în fiecare zi cu specialitatea casei, platouri tradiționale, salate, pizza, băuturi alcoolice și non-alcoolice. City Bar and Josper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, lângă Hotel Ana. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Yatagan Kebab. Cea mai cunoscută șaurmerie din orașul tău te așteaptă cu ceva inedit. La Yatagan Kebab găsiți mâncăruri cu specific turcesc, pâine turcească, doner kebab, shaorma, pizza turcească, deserturi, baklava și mâncăruri românești. Toate acestea pregătite de un masterchef turc. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116A, colț cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaurmeriile Yatagan. Gust și calitate! Restaurantul Boulevard, situat în zona gării din Târgu Jiu, organizează la prețuri mici nunți, botezuri, zile onomastice, pomeni și alte evenimente din viața dumneavoastră. Experiența de peste 40 de ani în domeniu ne-a ajutat să ne îmbunătățim serviciile și să vă oferim calitate. Alege restaurantul Boulevard și pentru petrecerea de revelion la prețuri rezonabile. Restaurantul Boulevard. Relații la telefon 0744-578-079.
Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii în care avem plăcerea de a găzdui o parte din ceea ce înseamnă promotorii unui nou partid politic, un partid politic axat pe ideea de suveranitate națională, o idee pe care noi românii, din păcate, am cam lăsat-o așa la și altele și lucrul acesta se regăsește, chiar dacă nu intuim acest lucru în viața de zi cu zi. Așadar, avem deosebită plăcere de a-i găzdui, vă reamintesc sau le aduc la cunoștință celor care n-au văzut emisiunea de la început, în această seară pe domnul Cătălin Ivan, președintele ADN, pe domnul Ion Răducanu, președintele executiv al ADN și, în egală măsură, liderul aici în Gorj al ADN, domnul Nicolae Ivăniș. Domnilor, am plăcerea de a sta în studio cu un om care a reușit la nivel european să facă un gest uriaș, din păcate prea puțin mediatizat în România și în presa națională și cu siguranță foarte puțin prezentat în presa locală și aici mă refer la nivel de regiuni. Domnule Cătălin Ivan, ați reușit să faceți niște pași imensi, niște pași uriași în ceea ce înseamnă recuperarea averilor considerate ilicite. Aveam o emisiune cu reprezentantul dumneavoastră de aici, din Gorj, cu domnul Ivăniș și era extrem de entuziasmat, ca și mine de altfel, că iată, un român a reușit să facă acest demers, iar astăzi există clar niște direcții în baza cărora, probabil, începând din ianuarie, și primul procuror șef european își va, să spunem, găsi mult de lucru. Și cred că mult este și în România de lucru cu aceste averi ilicite. Da. Sunt multe de spus, dar după 15 ani de politică, vă pot spune din interior, avem o clasă politică nu coruptă, extrem putredă de coruptă. Uitați-vă și cei care sunt acum, se uită la emisiune, să intre pe conturile lor de Facebook, pe conturile de Instagram, deci pe rețele de socializare unde politicienii noștri, de aici din Gorj, din alte județe, de la nivel național, își prezintă într-un mod, ei zic că se fac mai umani, mai plăcuți, dar își prezintă cumva viața a lor, a familiei, copiilor, să se uite ce haine poartă, ce ceasuri au la mână, în ce vacanțe exotice merg, la ce școli extrem de scumpe își duc copiii, ce hobby-uri extraordinar de scumpe au, ce viață de nabab, efectiv, duc aleșii noștri. Mă refer la aleși la nivel național, dar și cei locali, mulți funcționari de prin primării, consilii județene, regii, să se uite puțin, să-i analizeze, ca să înțeleagă de ce această țară extrem de bogată, binecuvântată de Dumnezeu, este totuși o țară locuită de o populație foarte, foarte săracă. Deci această clică cleptocratică, cum foarte bine a numit-o domnul Răducanu, ne sufocă. Noi, permanent, avem de ales între ei. Îi rotim pe aceiași. Am spus și repetăm în ADN, dacă îi votăm pe aceiași oameni, vom avea aceleași rezultate, corect, indiferent că sunt PSD, PNL, USR. E logică asta. Deci, e momentul, de la 30 de ani de la Revoluție, ca românii să voteze alți politicieni, alte mișcări politice, cu mesaj nou, cu oameni noi, cu un alt mod de a face politică. Să ne verifice pe oricare dintre noi. Noi suntem deschiși, transparenți. Să se uite la declarațiile noastre de avere, să se uite la viața pe care o ducem, răspundem la orice întrebare legată de veniturile noastre, de cum ne cheltuim banii. Să facă toți la fel. Aceste averi ilicite pe care politicienii noștri, dar nu numai ai noștri, le au, sunt foarte bine ascunse. Și cei de la DICOT, vorbind cu ei, ca să lucrez la mecanismul despre care ați pomenit, acest mecanism european, mi-au spus că știu unde își ascund banii, că e foarte simplu. Te uiți unde își fac vacanțele. Păi dacă un politician de-al nostru merge de 4-5 ori pe an în Dubai, hai, odată s-a dus ca turist. Corect. A doua oară, poate tot ca turist. Dacă te duci de 4-5 ori, înseamnă că acolo ți-ai pus ceva bani. În Dubai, în Turcia, în Brazilia, Madagascar, că sunt cazuri concrete, dar sunt, se știe. Da, Brazilia și Madagascar, cele mai elocvente exemple. Se știe foarte clar unde și-au dus banii. Legislația în România e făcută în așa fel încât instituțiile statului să nu poată să meargă după banii respectivi. Hoții în România află cu 6 luni înaintea procurorilor
că urmează... că instituțiile statului au intrat pe fir. În 6 luni de zile acoperă orice urmă. Așa este legislația făcută în România astăzi. Și atunci, văzând că în România nu e nicio șansă să lupți cu corupția, am dus această problemă la nivel european. Și în Parlamentul European am convins colegii din celelalte țări că această problemă nu e una a României. E o problemă europeană. Pentru că cei care fură din România, cei care fură din Germania, din Italia, din alte țări, până la urmă fură dintr-un buget comun european. Corect. Acum suntem o familie mai mare și punem în fiecare an împreună lucruri. Dacă se fură din toate statele astea, punem mai puțin împreună. Și atunci această uniune este mai slabă. Și am creat acest mecanism european care a fost votat cu 504 voturi din 617 exprimate în Parlamentul European. Un procent covârșitor. Este un succes enorm, mai ales pentru că eu eram independent. În acel moment eu nu aveam niciun grup politic în spate. Și m-au susținut toate marile grupuri politice pentru că problema este reală la nivel european. Sigur că n-a fost foarte vizibil în România pentru că nu s-a bucurat nimeni, vă dați seama. Și n-a existat practic interes. Dar eu aștept să vină acea zi în care averile ilicite să... Frica cea mai mare a hoțului nu este de pușcărie. Este să rămână fără ceea ce a furat. Deci faptul că ei se duc un an, doi la pușcărie, pentru ei contează prea puțin. Pe de o parte pentru că nu fac pușcărie cum fac toți ceilalți, au condiții privilegiate. Pe de altă parte au avocați foarte buni și ies mai repede, dar rămân cu banii. Pentru ei asta este foarte important, să rămână cu banii. Eu cred că vom ajunge noi în timpul vieții noastre ca averile ilicite să fie confiscate. E o luptă a noastră, a celor din ADN. Și eu cred că faptele de corupție nu ar trebui să se prescrie niciodată. Dacă ești hoț astăzi, nu înseamnă că peste 3 ani, 5 ani când se prescrie fapta, nu mai ești hoț. Deci dacă am furat azi 10 milioane și sunt suficient de deștept încât să stau cu capul la cutie până se prescrie fapta, rămân cu cele 10 milioane? Nu este corect. Și atunci, dacă noi reușim să dovedim la a doua generație, la a treia generație, că averea familiei respective provine din fapte de corupție, averea trebuie confiscată cu tot ce a produs ea în anii respectivi. Abia atunci, cel care va fura, va ști că își condamnă copiii, nepoții, la posibile sancțiuni. Așa este. Și se va gândi de mai multe ori. Nicolae Ivăniș, pentru că rămăsesem dator cu circa un minut, două, despre acest subiect, pentru că și domnul Ivăniș este extrem de pornit pe această chestiune de recuperare a ceea ce, până la urmă, s-a furat. Și s-a furat masiv. Trebuie să fim sinceri. În primul rând, nu a vrut nimeni să recupereze acești bani. Corect. Bun? Corect. Am mai văzut arestări, surle, trâmbițe, cătușe, vânturate, povești nemuritoare, 3 luni, 5 luni, dacă spui Cătălin, faci un an, aici afară, omul are... E alb. Câteva sute de milioane de euro duși în insule Virgine sau prin Brazilia, cum avea Mr. Dragnea acasă, sau mai știu cum ținea Udea pe dincolo. Deci ei sunt bine, mersi. Bun? Ce faci ca să recuperezi banii ăștia, că s-au prelevat permanent de faptul că nu aveau bază legală? Uite cum reuși un independent, că ăsta a fost iară unul din motivele care pe mine m-a convins, să spun sincer. Reuși el de unul singur să facă o astfel de lege cu un astfel de impact, mare atenție. Nu te gândi că din secunda aia și-a pierdut orice prietenie în România, deci susținere zero. Cred că l-ar fi mâncat, sincer, spun și nemții. Să nu te văd că ei n-au corupție sau nu fură. Vai de capul nostru. Păi uite-ne dosarele aia de SES și de Macosov și toate cele care toată lumea... Păi că mai spune nimeni, tac toți. Nu mai există astea. Ne arată pe aici cât un pungaj de-al nostru, știi? Dar despre banii ai mulți, liniște. Stai, au fost foarte afectați chiar și țările din Europa. Țările, nu țările. Mâna lor de excroci, care nu lipsește. Nici lor, de altfel. Fiindcă s-a format o caracață la nivel european și cred că au început să funcționeze mult mai bine decât funcționează mediul de afaceri, îți dau un exemplu. Da, este o problemă care ar fi putut și având pârghile în momentul de față, chiar aștept și eu să văd primul dosar elucidat, că de aia avem sistem, de aia avem acum procuror la Uniunea Europeană, vreau să văd și eu au pârghii, au baza legală, să văd și eu cum vine cu vila lui Nenea Dragnea, ți-a zis în spate, să o aducă în România. Să aducă cufărul celălalt pitulat prin insule Virgine și așa mai departe. Dacă chiar există structuri, le-ai dat furculiță și cuțit, luați și mâncați. Nu se întâmplă asta. Păi înseamnă că exact cum spuneau, avem ce face, trebuie să indicăm și mai mult, și mai mult, și mai mult, până când îi mutăm. Unde? Nu știu, prin Bosfor. Să ducă ei atunci acolo să trăiască, că eu aici vreau să trăiesc și trăiesc bine. Că mi se cuvine asta. Am stat o viață prin Europa, am cărat ca furnica. Băi, mi-au furat ăștia la bande, nu mă mai țin la ei.
Cum e firesc să aștept și eu până la urmă să văd o pedeapsă din partea cuiva, că oricare dintre noi, dacă am greșit în viață, am plătit. Dar ei de ce sunt până la urmă menajați, direct sau indirect? Așa este, domnule Brăducanu, 2020 sau, cum spunea un trecut premier, 2020 bate la ușă în câteva săptămâni. ADN este un proiect ambițios, cu șanse de reușită, dacă, atenție, se va trezi românul. Pentru că spuneați dumneavoastră la un moment dat în prima parte a emisiunii că sperați ca mesajul dumneavoastră să ajungă la 30% dintre români. Ar fi fantastic dacă 30% din această națiune s-ar trezi la viață și ar realiza, cum spuneați și dumneavoastră și ceilalți doi invitați, că din România se fură de peste 2000 de ani. Era și gluma aceea pe Facebook, România e cea mai bogată țară din lume. De peste 2000 de ani se fură și tot e loc. Ce se va întâmpla în 2020, cum spunea doamna Dăncilă, în ideea în care vom avea două ture importante de alegeri care vor da direcția pe următorii 4 ani în această țară? Eu vreau să vă spun că speranțele, știți, speranța moare ultima, dar eu nu văd o îndreptare rapidă a situației. De ce? Pentru că trebuie să reiau de unde rămăsesem, pentru că am vrut să las și colegii mei să vorbească. Noi am intrat în UE și în NATO cu speranța că o să fim, să avem o siguranță mai mare din punct de vedere economic, fiind într-o uniune europeană puternică din punct de vedere economic, și să avem o siguranță mai mare militară, fiind într-un tratat militar care are 70 de ani, 49 a fost făcut, și bineînțeles că ei aveau nevoie de noi. Acum suntem după 7 ani, după 10 ani, după cât suntem de când am intrat în aceste, avem o siguranță economică mai mare decât aveam înainte de intrare? Avem o securitate militară mai mare decât aveam înainte? Sunt întrebări la care trebuie răspuns. Păi cum avem, cum trăim mai bine de când am intrat în Uniunea Europeană, când salariul mediu în România e 400 de, salariul minim nu depășește 400 de euro, iar în Germania e 1700, iar prețurile sunt mult mai mari decât prețurile în Europa de Vest. Cum trăim mai bine când plătim curentul la italieni, la nemți, la francezi? Plătim gazul metan la francezi, la cehi, la nemți. Plătim apa la francezi. Plătim, nu știu ce nu mai plătim. Plătim la OMV, plătim combustibilul. Toate sunt produsele noastre. Sunt produsele noastre. Eu vreau să trezesc acest sentiment de repulsie a poporului față de cei care au putut să semneze așa ceva. Adică în ce țară din lumea asta se mai întâmplă, din lumea civilizată, eu să-i dau petrolul, să-i dau gazul, să-i dau curentul, să-i dau apa, să mi-o vândă el mie. Eu să-i dau gazele din Marea Neagră, pentru că am abătut pe umăr Trump și mi-a dat o șapcă, să-i dau gazele din Marea Neagră, să le ducă în Austria și Austria să mi le vândă mie înapoi. Ci suntem normal la cap, suntem un popor normal la cap. Dar lumea nu înțelege acest lucru, că el plătește toate aceste utilități la firmele străine. Și culmea, în toate acestea, în marea majoritate acestor firme străine, e acționar statul de la țara de origine. Da. E acționar statul francez, statul german, statul... Nu intrăm în Schengen, că nu vor olandezii să intrăm, că nu le dăm portul Constanța. Păi, suntem normali? Vine Timmermans și îmi ține mie teorii la mine acasă de moralitate, când la el prostituția e în vitrine în Amsterdam și drogurile se vând din 50 în 50 de metri? Vin să-mi țină mie teorie? Vin să-mi țină că suntem niște tâmpiți. Suntem niște oameni care guvernăm, sau oia care au guvernat, care stau în genunchi. Vine președintele Barroso și îmi dă mie 10 puncte, Ponta le ia și vine că e deputat de Gorj, și nu știu cum e deputat de Gorj, că n-ai nicio treabă cu Gorjul.
absolut nicio treabă. Eu am, dar nu sunt, n-am fost deputat de Gorj. Și îi dă 10 puncte, printre care să cumpere 12 avioane care nu se mai produc de 32 de ani. Plătim 600 de milioane de dolari, din care 200 la portughez, 400 la americani, să le refacă softul, să ăștia le vopseau și ele le fac. Și noi luăm, în loc să cumpărăm avioane noi. Păi noi suntem o țară normală la cap pentru, făcând așa ceva. Am dat combinate siderurgic, am dat metalurgie, am dat cimentul, am dat toate materialele de construcție. Acum plătim la ăia să cumpărăm materiale. Ei le-au închis, că nu vor concurență. Le-au închis, acum noi plătim, noi plătim la ei să cumpărăm materiale să construim în țară. Că de construit tot noi construim. Băncile sunt toate în mâna lor. Noi plătim dobânzi la cine a venit, la Erste Bank, la Raiffeisen, la cine a venit în țara asta. Asta trebuie să înțeleagă poporul, că suveranitatea noastră e partajată, dacă nu desființată. Asta trebuie să înțeleagă. Iar nu schimbă nimeni nimic decât poporul, dacă vrea să schimbe ceva. Dacă vrea să trăiască în continuare în genunchi, să trăiască în genunchi. Dacă vrea să-i voteze în continuare pe cei care s-au perindat la putere, aceiași au fost care s-au perindat. Au plecat PSD-ul, a venit PDL-ul, a plecat PDL-ul, a venit PSD-ul. Pe urmă a venit PDL-ul cu PNL-ul, pe urmă a venit, a apărut acum, au apărut neomarxiștii. Ăștia care vor să trăim, să nu mai trăim în cupluri, ăștia de la USR, că sunt neomarxiști. Vor să trăim, a spus-o unul de-al lor, vor să trăim în triburi, cum a fost înainte, în comunitate colectivă. Păi populația acceptă așa ceva? Vor să dăm, să introducem în școală, în școli, să educăm că poate să fie și homosexual și lesbiene și da, nu știu ce. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate să tolereze poporul român. Își calcă pe valorile lui, pe identitatea lui. Ori poporul trebuie să se trezească. Nu, eu sunt, am o vârstă, nu o să mai... Dar îmi pare rău de ce se întâmplă în țara asta și nimeni nu realizează că ne vindem singur țara. Ne vindem țara. Cătălin Ivan, avem un an destul de important în față, anul în care românii vor trebui să arate că au acumulat ceva la capitolul, să spunem, spirit civic. Urmează prima tură de alegeri la jumătatea anului, dacă nu sunt surprize și să fie anticipate, cea de-a doua tură va fi undeva în luna noiembrie, cam peste un an de la momentul vorbirii. După care urmează 4 ani de pauză și vom avea în 2024 toate alegerile în același an. Cât de important este pentru, nu știu, cuvântul sună așa fals câteodată, democrația din România, anul 2020, repet, în contextul în care se vor trasa direcții vreme de 4 ani când va fi liniște și pace, că nu vor mai avea interes să se cuciteze între ei principalii actori de pe scena politică. Vă găsi motiv, nu-i suspectați de prea multă dragoste pentru țară. Interesul personal va prima și vor vedea dacă nu se înțeleg sau nu. Vor fi anticipate. Principala amenințare la siguranța acestui popor, acestui stat, este criza politică permanentă. Acest conflict permanent între instituțiile statului, acest conflict permanent între partide, între guvern, parlament, președinție, permanenta criză politică ajută interesele străine pentru că reușesc să manipuleze. Este o fumigenă permanentă, cu toții stăm cu ochii în televizor și ne uităm cine cu cine s-a mai certat, cine pe cine a mai dat jos, cine pe cine a mai trădat, cine pe cine a cumpărat și nu vedem de fapt ce se întâmplă în spate, că ușor, ușor această țară nu ne mai aparține. Viitorul copiilor noștri este amanetat în fiecare zi. Această clasă politică extrem de coruptă, până la urmă, va face ca viitorul copiilor noștri să fie un viitor sumbru. Copiii noștri vor lucra pentru copiilor, ei, pentru că fură atât de mult și au atât de mulți bani, reușesc să-și trimită la cele mai bune școli de afară, apoi îi aduc și îi pun în cele mai importante funcții din statul român, pentru că pot, pentru că toată puterea este la ei, iar copiii noștri sunt condamnați, noi îi condamnăm să fie slugile lor, pentru că n-au acces la aceeași educație, pentru că nu au acces la funcțiile respective, pentru că niciodată în România nu se va produce o schimbare dacă noi nu producem schimbarea
respectivă și atunci vor avea de ales între a pleca afară cu studii superioare, să facă muncă de jos. Corect. Pentru că nu o să accepte nimeni în Anglia, Franța, Germania să se angajeze pentru, pe studiile pe care le au, sau să rămână în țară să fie slugile copiilor corupților de astăzi. Cei care vor merge să voteze la locale, cei care vor merge să voteze la parlamentare, sau cei care au drept de vot, dar nu știu dacă să voteze sau să nu voteze, trebuie să înțeleagă că nu-i vorba doar de o ștampilă pe care o pui. Nu este un concurs de frumusețe, nu este un vot împotriva unuia sau împotriva altuia, este un vot pentru viitorul copiilor lor și nepoților lor. E, când te duci acasă și ții copilul în brațe, măcar atunci să realizezi ce responsabilitate imensă ai față de acel suflet pe care l-ai adus pe lume. Nu este indiferent ce se întâmplă pe scena politică, dimpotrivă, e vital, e crucial pentru fiecare dintre noi. Dacă acum, la 30 de ani de la Revoluție, nu tragem o linie și înțelegem că în toți acești ani, votându-i pe aceiași, votând permanent împotrivă, ne-am bătut joc de votul nostru. Și nu numai de votul nostru, de viitorul acestor copii, eu cred că alt moment mai important de analiză și de găsire a unui drum românesc autentic al nostru nu va mai fi. Știți ce este cu adevărat trist? Vă ascultam acum și încă o dată am realizat acest lucru. L-am mai discutat acum vreun an, tot cam prin preajma lui decembrie, mi-aduc aminte cu cine. Este trist că s-a reușit să se impregneze românului varianta că toți sunt la fel, că de ce să te duci la vot? Că oricum nu schimbi nimic, iar astăzi avem mesaje pe Facebook, știm prea bine acele steaguri, cu ce făcea o doamnă, domnișoară, ce spunea că face cu votul. Da, știu. Avem oameni care spun, nu mă duc la vot, pentru că, iată, din cei 14 de la asta primul tur, exact, ordinară, deci, dar extrem de eficientă, au reușit să ne spele pe creier. Ei nu încearcă să convingă pe nimeni că ei sunt buni. Ei încearcă să ne convingă pe noi toți că nu merită să ne Corect. Implicăm. Corect. Adică pentru ei e mult mai ieftin, mult mai simplu să ne țină acasă decât să ne convingă că ei sunt buni. Pentru că toată lumea caută și vede că nu sunt buni, că scoți, că sunt incompetenți, că îi vezi. Dar dacă stau acasă cât mai mulți, atunci ei câștigă. Neimplicarea noastră, neimplicarea românilor, faptul că noi am căzut în capcana acestei propagande și toți sunt la fel, votul nu contează, nu merită să te implici, politica este urâtă, eu nu fac politică, mie mi-e bine la locul de muncă, mie mi-e bine în zona mea de confort cu familia, asta este o complicitate. Noi nu suntem victime, noi suntem complici. Noi îi ajutăm pe ei să perpetueze acest mecanism. Eu cred că, de exemplu, noi aici la masă, noi cei din ADN, nu suntem la fel cu ei. O vom spune răspicat cu fiecare ocazie că Alternativa pentru Demnitate Națională, ADN, se numește în primul rând Alternativă, pentru că suntem alternativă la actuala clasă politică. Eu am fost în PSD atâția ani. Puteam să fur cot la cot cu ăia care erau pe acolo. Eram coleg cu ei. Nu, fura Barna cu ei, care e reformatorul, el salvează România. Dar Barna a făcut averi cu toți cei din PSD pe care acum îi condamnă că sunt penali. Deci el a făcut avere cu ei. Eu fiind acolo în PSD, n-am făcut niciodată afaceri cu statul, niciodată afaceri cu un baron local, niciodată nu am luat bani publici în niciun fel și am rămas și curat și integru și pot acum să vorbesc despre reformarea clasei și politice. Și ca o ultimă chestiune pe care vreau să vă spun, n-am luat de bun ce mi-a spus Nicolae Ivăniș la o emisiune și v-am căutat într-adevăr numele, pentru că spunea, vrei să te convingi că e curat cum este el în Vulcanii, vrei să te convingi că este foarte ok omul ăsta? Și zic, da, caută-l să vezi dacă vei găsi ceva. Și am căutat o pagină, două, trei, patru, m-am săturat să caut de la a patra pagină încolo, că ce este relevant apare maxim în a doua pagină. Deci da, iată că se poate face politică mai, și cu mâinile curate. Mai mult, este o asociație care face analiza tuturor politicienilor pe criterii de integritate. Erau unii care nu erau deloc integri, pentru că aveau probleme de înjustiție. Eu eram la aproape integru, eram cu galben,
îmi găsiseră și mie ceva că am susținut referendumul pentru familie. Deci, pe ce nebunură asta cu integritatea? Deci eu nu eram integru pentru că am considerat că e important ca acest referendum să fie susținut de clasa politică, pentru că e important ca în România familia să rămână nucleul de bază al societății, căsătoria să fie așa cum e dată de Dumnezeu între un bărbat și o femeie, pentru că doar un bărbat și o femeie pot să procreeze, să nască copii, să merge mai departe. Domnilor, din păcate, trebuie să punem punct în această seară emisiunii, pentru că iată formula de 3, din punctul de vedere al lărgimii discuției, da, nu este cea mai eficientă, întrucât fiecare dintre dumneavoastră, deși avea foarte multe idei valide, nu și le-a putut expune, vă propun, când programul pe care îl aveți vă permite, să luăm pendelete și să discutăm situația gri spre negru a României. Până atunci însă, multă putere de muncă în anul ce bate la ușă, în anul electoral 2020. Cu siguranță vom auzi multe și chestiuni pozitive despre ADN. Iar atunci când treceți pe aici, pe la noi, vă lansăm invitația să ne onorați cu o nouă prezență. Mulțumim, Pat. Mulțumim mult. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitațiilor din această seară, multă putere de muncă și o seară cât mai plăcută. La revedere!